Bine v-am găsit! Aveți îndoieli în cazul în care v-ați gândit cât de tare atârnă în mentalul nostru comunismul? În anii 90 a fost un scandal tare gălăgios, doar pentru ideea de a amplasa o cruce pe unul dintre pereții Senatului. Condamnarea comunismului, deși făcută așa, de formă, a răscolit până la violența fizică pe foștii membri ai criminalei ideologii, chiar dacă de acum activau în partide cu alt nume. Subiectul coroanei, pusă pe capul lacvilei românești, semn doar al independenței țării, i-a scos din minți pe mulți, prea mulți dintre cei pe care, curios, noi îi trimitem să ne reprezinte. S-au opus atât de mult timp și atât de virulent, încât parcă voiau să ne transmită că, într-adevăr, țara nu e nici independentă, nici suverană. Căci asta înseamnă coroana de pe capul lacvilei, nu reinstaurarea monarhiei de care se tem de 3 decenii. Un alt simbol național, 10 mai, ziua independenței țării. Cel despre care am amintit a fost repus în drepturi prin legea 189 din 8 iulie 2021. A avut nevoie de face singur socotelele de când suntem liberi de comunism. Suntem liberi într-adevăr sau avem comunismul încă aici în minte? Acum, din ce în ce mai multe organizații cu tematică istorică se străduiesc să repare anii de minciuni și dezinformări în care trecutul de dinainte de comunism a fost prezentat generațiilor de elevi și, în general, românilor, drept o perioadă neagră. Astăzi vă prezentăm Asociația de Reconstituire Istorice Ferdinand I. V-ați întrebat vreodată de ce este important să ne cunoaștem istoria? Astăzi, când filmele, cărțile și mass media sunt sufocate de întâmplări negative, iar violența și urâtul ne agresează zilnic, la ce mai servește să ne explorăm trecutul? Dacă la anumite intervale de timp istoria se repetă, înseamnă că ea devine un avertisment pentru prezent. Pentru a nu face aceleași greșeli, generația de astăzi se poate inspira din experiența înaintașilor. Nicolae Bălcescu spunea că istoria este cea din tâi carte a unei nații, întrucât întrânsa își vede trecutul, prezentul și viitorul. Nu se gândea probabil că va veni o era a robotizării în care se va încerca scoaterea studiului acesteia din învățământul liceal. Și totuși, câțiva temerari se încăpățânează să reînvie pagini din istoria României și țin lecții în aer liber cu precădere la evenimente marcante. Am venit astăzi să ne arătăm respectul pentru defuncul regel Mihai. Vrem să scoatem istoria din raftul cărților, vrem să o aducem în stradă, vrem să o facem mai ușor înțeleasă, mai ușor percepută, mai ales de către tânăra generație. Istoria, ținând cont că a fost foarte mult deformată. Să înțelegem pe viu, dacă vreți, istoria. Pentru că a citi istoria din cărți uneori nu este suficient. Nu știu câți dintre voi v-ați fi putut imagina cum arată o cască, da? Sau cât de grea este. Când o să se termine activitatea, o să și puteți pune mâna pe ele să vedeți. Sunt uniformele de vară ale armatei române, bocanci, moletiere, pantalonul de postav, vestonul și casca model Adrian, care a intrat în dotarea armatei române abia în iarna lui 1917. Alcătuită din voluntari, Asociația de Reconstituiri Istorice Ferdinand I promovează tradițiile militare românești și cultivă respectul față de identitatea națională. Purtătoarea numelui regelui Marii Unii, asociația reunește voluntari cu experiență, deținători de arme de colecție. Timpul liber și propriile economii sunt investite în această pasiune.
Rolul asociațiilor și a fundațiilor este extraordinar de important. De ce? Pentru că ele umplu un gol. Noi, ca și asociații de reconstituiri istorice, avem această datorie, pentru că eu o consider o datorie. Mulți poate ne văd la alte manifestări și au impresia că este o afacere. Putem spune că pentru noi este o afacere păguboasă, pentru că nu suntem susținuți nici de stat, suntem susținuți doar de buzunarele proprii. Sponsorizările vin foarte greu, sunt aproape de zero. Inspirați de curajul și de loialitatea regelui Ferdinand, voluntarii creează punți între trecut și prezent, atât de necesare tinerilor de astăzi. Îmbrăcați în uniforme militare cu echipament și accesorii de epocă, pot fi întâlniți oriunde în țară, la defilări, la evenimente comemorative, la organizarea unor gărzi. Purtând uniforme din primul război mondial, membrii Asociației de Reconstituiri Istorice au făcut parte integrantă din proiectul Centenarul Eroului Necunoscut. Într-o procesiune impresionantă de la Biserica Mihai Vodă până în Parcul Carol din București, au adus onorul acestui simbol național al sacrificiului celor căzuți pentru reîntregirea patriei, știuți și neștiuți. Jertfa pentru țară poartă numele lor. Dacă vizitați Palatul Regal din București, Necropola Regală de la Curtea de Argeș, Castelul Peleș din Sinaia sau orice alt loc plin de semnificație din țară, puteți avea plăcuta surpriză de a fi invitați la o lecție de istorie în aer liber, ținută de voluntarii Asociației Ferdinand I. Astăzi suntem așezați aici în ordine cronologică, în uniformele regilor României și a militarilor care au luptat în războaiele importante pentru istoria noastră. Eu sunt în uniforma micii ținute a regelui Carol I. Este o uniformă de infanterie. Următorul în linia dinastică, principele moștenitor Ferdinand, a fost primul mareșal al armatei române. Poartă uniforma de campanie. Admirate de presa străină din epocă, uniformele armatei române erau descrise ca originale și pitorești. Echipamentul dorobanților, având ca sursă de inspirație portul țărănesc, format din ițari, ie, opinci și o căciulă cu pană de cocoș ori curcan, era privit în Occident ca exotic. Consider că este un act necesar prezența acestor oameni în școlile din România. Sunt profesori. Și m-aș bucura ca tinerii din ziua de azi să aibă cultura reală, istorică, a ceea ce s-a întâmplat în țara aceasta, în special în perioada monarhiei, înainte și după, ca să poată trăi un prezent corect și un viitor plin de speranță. Pentru momentan este puțin sumbru. Periodic, Asociația de Reconstituiri Istorice Ferdinand I este chemată în școli pentru a prezenta elevilor uniformele militare și faptele de vitejie ale unor personalități din neamul românesc. Prin obiecte, fotografii și povești, voluntarii devin personaje coborâte parcă dintr-un timp eroic. Copiii sunt ca un burete. Vorbim cu ei, încercăm să creăm un dialog. Noi nu venim doar cu uniforme, cărăm după noi și diferite obiecte, replici sau originale. Un obiect care trece dintr-o mână într-alta și are o poveste, la rândul lui transmite un mesaj, pentru că el are o poveste, o energie. Ori istoria este o foarte frumoasă poveste. Pasionați de reconstituiri istorice, membrii asociației se identifică întru totul cu personajele pe care le readuc la viață. De-a lungul timpului au asigurat figurația specială și uniformele atât de necesare în realizarea unor docudrame. Atunci, nu ne mai rămâne decât să mergem la război, domnilor.
Televiziunea română păstrează în arhiva sa pelicule precum În spatele frontului și Ultimul zbor peste graniță. Mai bine mor aici luptând decât să piată mâinile bulgarilor! Să luptăm! Reconstituirea istorică a devenit pentru membrii Asociației Ferdinand I un mod de viață. Ei își dedică întreaga energie și micile lor economii năzuinței de a scoate din uitare momentele eroice ale neamului. Cel mai tânăr voluntar are 16 ani, iar cel mai vârstnic 71. Domnul Radu colecționează tehnică de transmisiuni. Domnul Costică este descendent al lui Gheorghe Munteanu Murgoci, fondatorul pedologiei ca știință în România, unul dintre marii cercetători ai Institutului Geologic al României și profesor de geologie la Universitatea din București. Au vârste și profesii diferite, dar o pasiune comună care îi unește. La 10 ani de la moartea temerarei aviatoare a escadrilei albe, Mariana Drăgescu, din inițiativa lor s-a refăcut mormântul acesteia. Turiștii se pot reculege pentru o clipă în grădina botanică din Tekirgyor, la monumentul închinat eroilor neamului, dăruit de membrii asociației. Școala gimnazială Ferdinand din București și școala gimnazială din Pufești au câte un bazorelief cu efigia regelui Ferdinand donat de asociație. Și exemplele pot continua. Ziua noastră națională, 1 decembrie, este o zi glorioasă, dar unirea cu una dintre provincii, Transilvania, în dauna celeilalte, Moldova de peste Prut, devine astfel o rușine. Ne ascundem capul în nisip, uităm ziua independenței noastre și sărbătorim aleator o parte a reîntregirii. Splendid! Vă propun o recapitulare a zilei de 10 mai și a importanței ei. Ziua de 10 mai este sărbătorită în fiecare an printr-o ceremonie militară specială, care se desfășoară în fața Palatului Regal la statuia regelui Carol I. Și acum, custodele coroanei române, majestatea sa Margareta și principele Radu, alături de principesa Sofia, cea de-a patra fiică a regelui Mihai, au depus flori la statuia regelui fondator al statului român modern. Cizmele perfect lustruite și îmbrăcați în ținută ceremonială, militarii brigăzii 30 gardă Mihai Viteazu au făcut o impresionantă demonstrație de îndemânare în fața majestății sale. Momentul i-a încântat pe toți cei veniți special pentru a sărbători alături de familia regală ziua regalității, dar și ziua independenței de stat a României. Are o importanță mare. Încă în anii 90, ziua regelui, 10 mai, era o dată foarte importantă, care o știam de la bunici, de la străbunici, care se sărbătorea la noi în familie, chiar și pe vremea comuniștilor. Și azi nu vine să cred că văd și regimentul călare în uniformea lui Carol al II-lea, în fața Palatului Regal. Am venit să fiu prezent la ceea ce eu consider a fi adevărata sărbătoare națională a României, o zi pe care nu am ratat-o de fiecare dată când am putut să particip, și o zi care consider că are o foarte mare însemnătate în istoria României și ar trebui să aibă foarte mare sănătate pentru fiecare dintre noi. Prezent și el la eveniment, organizatorul călătoriilor regale din anii 90 și-a amintit cu nostalgie de perioada petrecută în apropierea familiei regale. Au fost zile cele mai fericite ale vieții mele, momentele în care am fost alături de familia regală. Încerc să le mulțesc. 10 mai are pentru poporul român o triplă semnificație istorică, provenită de la trei mari evenimente care s-au petrecut în această zi. Începutul domniei principelui Carol I în 1866, obținerea independenței de stat de sub dominația otomană în 1877 și proclamarea României ca regat în 1881. Carol I, având 10-11 ani de măsuri administrative și în armată, a adus un aport semnificativ de pregătire a oștirii pentru a purta acest război de independență. Un
Lucru mai puțin știut este faptul că regele Carol I a introdus în armată noile platforme sau echipamente de artilerie care au fost foarte importante în câștigarea acestei război și anume câștigarea independenței față de poarta otomană. Fără 10 mai, fără independență, următorii pași, crearea statului România Mare, deci România așa cum au visat-o generațiile trecute, generațiile pașoptiste, nu ar fi putut exista. Îmbrăcați în uniforme a idoma celor purtate de primul regiment de escortă regal, înființat de Carol I în 1908, jandarmii detașamentului de cavalerie nu au lipsit de la această sărbătoare. Caii, printre care și Echinox, dăruit de majestatea sa jandarmeriei române, au avut misiunea de a întâmpina familia regală și de a o escorta la plecare. Veșnică recunoștință, au murmurat românii care au ajuns în această zi și în piațeta regelui. Înainte de toate și custodele coroanei i-a adus omagiu tatălui său. Principele Radu și principesa Sofia au depus flori alături de majestatea sa Margareta în onoarea regelui Mihai, prețuit ca un far călăuzitor de către urmașii săi și ca un simbol al demnității, cinstei și devotamentului. Ziua Regalității a fost marcată și de mai multe instituții de cultură. Membrii ai corpului diplomatic și reprezentanții ai instituțiilor statului au participat la sărbătoarea Independenței Naționale și a Coroanei, care a unit pe scena Ateneului Român muzicieni din București și Chișinău. Camerata regală, dirijată de maestrul Horia Andreescu, a concertat împreună cu solistul Alexandru Borodin. Talentatul violoncelist a fost bursier al programului Tinere Talente al Fundației Regale Margareta a României, dar și laureat al festivalului George Enescu. Vreme de 8 decenii, 10 mai a fost și Ziua Națională a României până în 1947, când monarhia a fost înlăturată de regimul comunist. În vremea regilor, încă de dimineață, bubuitul tunurilor din dealul Spirii dădea tonul sărbătorii. La ferestre erau flori, pe stâlpi tricolorul, portretele regelui Carol I și al reginei Elisabeta erau afișate în vitrinele magazinelor. Cortegiul de paradă cu familia regală în trăsuri de gală pleca de la Palatul de pe Calea Victoriei până la Mitropolie. Anul acesta, tot pentru a celebra ziua de 10 mai, Federația Română de Oină, aflată sub patronaj regal, a continuat tradiția de a organiza Cupa Reginei precum și Cupa Regelui. În acest fel s-a sărbătorit pentru prima dată și Ziua Națională a Oinei, sport atribuit de acum oficial românilor. Cupa Regelui, ajunsă la cea de-a 10-a ediție, a fost câștigată de Frontiera Tomis Constanța, care a învins-o pe CSM Oltenița, vicecampioană națională de anul trecut. În finala Cupei Reginei, ajunsă la ediția a patra, Dacia Mioveni, campioana națională din 2022, a întrecut-o pe CS Galicia Mare, câștigătoarea cupei de anul trecut. Meciul a fost extraordinar de palpitant. De la an la an, fetele cresc în valoare și asigură spectacol. Din 2013, de când am organizat pe acest teren, pe vechiul teren, dar pe același loc, să spunem, prima ediție a Cupei Regelui, oina a început să crească. Familia regală este aproape de tradițiile românești și alături de oină, în mod special, avem foarte multe proiecte împreună. Se împlinesc 125 de ani de când, în timpul lui Carol I, a fost întocmit primul regulament al jocului de oină, în 1898. Avem 124 de ani de la primul campionat de oină care a avut loc la București. Este un sport, cum îmi place mie să spun, un sport cu tradiție de viitor. Majestatea sa Margareta și principele consort au semnat tricourile, mingile și bastoanele primite de echipele câștigătoare. Cum vi s-a părut meciul? Minunat! Mi-a plăcut foarte mult! Și au îmbinat foarte frumos cu
cruciu și tradiție foarte frumos. Da, are 90 de ani numai federația, sportul are mai mult de atât, are peste un secol și suntem fericiți că după atâtea rupturi din istoria noastră suntem în continuare alături de ei, ca la începuturi, în vremea lui Spiru Hareta, regelui Carol. Totul era atunci un joc al minții și azi redevine un joc al minții. La finalul competiției, majestatea sa Margareta le-a înmânat învingătorilor cupa reginei, iar alteța sa regală, principele Radu, cupa regelui. Nici anul acesta nu s-a ținut tradiționalul Garden Party, petrecerea de 10 mai de la Palatul Elisabeta. Majestatea sa Margareta nu consideră că este vreme de sărbătorit atâta timp cât în Ucraina vecină oamenii mor din cauza ambițiilor imperiale ale Rusiei. Dar evenimente au fost. Tot o tradiție este și seara anuală a furnizorilor regali. În fiecare an, pe 9 mai, se organizează o gală a elitelor producătorilor români. Într-un cadru elegant, în preajma zilei de 10 mai, are loc în fiecare an gala Asociației Furnizorilor Casei Regale. Creată în 2014, asociația a căutat soluții viabile pentru ca toți membrii înscriși, companii românești de renume, să devină tot mai vizibile pe piața de desfacere. Mă bucur de prezența voastră, mă bucur că a mai trecut un an liniștit după 2 ani care ne-au afectat cu siguranță pe toți. Ne-am pus în minte să ne organizăm împreună cu colegii noștri, să ne punem pe aceeași pagină, mai ales că vorbim de persoane fizice și companii remarcabile, care au foarte puțin timp la dispoziție să conlucreze. E încă o posibilitate de a ne promova împreună, pentru că devenim mai puternici, dar cumva să susținem și eforturile Casei Regale de a încuraja societățile comerciale să fie și mai bune și să fie ele exemplul pe care ceilalți ar dori să-l urmeze. Reprezentați cea mai mare garanție a României libere și democratice că va continua să se consolideze prin latura economică pe care dumneavoastră o definiți în țara noastră. Ați dat dovadă de curaj în ani atât de dificili. Familia privilegiată a furnizorilor regali este un exemplu pentru restul economiei românești și a companiilor care există în țara noastră. Sunt peste 100 de furnizori casei regale și unii dintre ei au devenit membri ai asociației. Eforturile comune, susținute de-a lungul timpului prin seriozitate și multă muncă, au fost răsplătite. Astăzi putem vorbi despre valori de excepție dobândite de brandurile cu prestigiu cultivat și de Casa Regală Română. An de an, Casa Regală investește furnizori noi ai Casei Regale și atunci este și un prilej pentru noi să fim mai mulți, mai buni și mai determinați să facem împreună lucruri pentru noi, pentru Casa Regală și pentru public. Au nevoie și generația acestea de tineri să înțeleagă că sunt efectiv bunuri în România pe care noi nu le folosim la justa lor valoare. Nu sunt furnizori doar pentru Casa Regală, sunt furnizori în viața de zi cu zi pentru orice client și orice client, orice cuplu poate apela la serviciile furnizorilor Case Regale și să aibă servicii precum Casa Regală. Și este bine ca oamenii să conștientizeze, să se inspire și să folosească serviciile Case Regale. Sunt 20 de ani de când primul furnizor a primit titulatura de furnizor a Case Regale. În 2003, o perioadă foarte grea, nu prea avea nimeni curaj să devină furnizor a Case Regale la acel moment. Acum suntem foarte mulți și din ce în ce mai mulți aspiranți la titulatura de furnizor. Aceste companii românești care, sau persoane care furnizează servicii sau produse Case Regale, își doresc să aibă o ținută cât mai înaltă și ea să fie recunoscută public. De fapt, asta facem cu această asociație a furnizorilor. Arătăm că valori există în România. Alteța sa regală, principele Radu, a mânat premiile anuale ale Asociației Furnizorilor Regali din România unor companii sau instituții care nu dețin această calitate, însă au o performanță profesională remarcabilă. Asociația Furnizorilor Regali merge după 10 ani din ce în ce mai bine și adună noi prieteni, noi parteneri. Nu e decât ceva ce ne umple de mândrie. Și printre
colaboratorii care s-au consolidat, se numără, de exemplu, Televiziunea Națională, ceea ce pentru noi înseamnă foarte mult, fiindcă datorită ei nu rămâne într-un mediu al elitei, al privilegiaților, informația despre ceea ce facem. Următorul câștigător reprezintă o instituție foarte importantă, atât pentru noi ca asociație, cât și pentru Casa Regală, dar și pentru români. Și o să spun doar atât, domnul Turturică și Televiziunea Română. Sunt bucuros că am apucat un astfel de moment în care Televiziunea Română să primească un premiu din partea Casei Regale, din partea Asociației Furnizorilor. A fost o vreme în care Televiziunea Românilor nu avea voie să spună nimica de bine despre Casa Regală, ba din contră, chiar avea o misiune să spună că nu mai face parte din istoria României. Este un pas spre normalitate, iar TVR a reparat ruptura care s-a produs între Casa Regală și cetățenii României multă vreme, prin sprijinul colegilor noștri din televiziune, care de mult mai mult timp decât mine muncesc enorm la repararea acestei relații. Acea perioadă de 7 ani în care Televiziunea Română avea interdicție să vorbească despre rege a fost curmată brusc în 1997, când regele a acceptat la Palatul Cotroceni să plece în prima vizită NATO la Londra. Era prima oară după atâta amar de ani în care regele vorbea numele României cu sprijin guvernamental. Noi niciodată de atunci nu ne-am oprit. Familia Regală cu și apoi fără rege a atins un număr de aproape 370 de vizite externe în 26 de ani. Atât prima vizită din 20 martie 97, cât și cea mai recentă vizită pentru Uniunea Europeană din Suedia, din martie 2023, a avut Televiziunea Română alături. 26 de ani neîntrerupți, chiar și atunci când ora regelui nu era încă venită pe lume. E o extraordinar de mare recunoaștere a activităților publice ale coroanei. Gala coincide cu adunarea anuală a Asociației Furnizorilor, așa că într-un decor agreabil, participanții află ce s-a întâmplat pe parcursul anului trecut și care sunt planurile pentru următorul an. Mi-aș dori să fim și mai activi. Noi încercăm prin orice mijloace să sprijinim, dar doar împreună putem să facem lucrul acesta. Porțelanurile fine, băuturile și mâncărurile rafinate, ținutele de zi sau de gală, pălăriile, bijuteriile ori piesele de mobilier, toate produsele și serviciile oferite de furnizorii Casei Regale au un înalt nivel calitativ. Nobilul titlu îl obligă pe fiecare furnizor în parte să performeze în propria activitate. Produsele furnizorilor regali pot fi apreciate cu ocazia diferitelor evenimente publice organizate de Familia Regală a României sau la care aceasta participă. Garden party, întâlniri oficiale cu grad mare de protocol, jubilee, seriile de la Palatul Elisabeta dedicate susținerii diferitelor proiecte sociale sau culturale. Din inițiativa Asociației Furnizorilor Casei Regale a României pentru o mai bună vizibilitate, este organizat de 2 ori pe an târgul de nunți, dar și salonul de vinuri, la care furnizorii, alături de alte companii, își pot prezenta produsele publicului larg. Din aceleași considerente au început pregătirile și înscrierile pentru festivalul din 2024, destinat exclusiv furnizorilor Casei Regale. Moldova de peste Prut este în atenția, în gândurile și în îngrijorările familiei regale de când acolo s-au instalat rușii, în 1944, până în prezent, când în sfârșit politicienii care conduc această provincie românească transformată într-un stat au prins curajul de a se desprinde din îmbrățișarea otrăvită a Rusiei. La Palatul Elisabeta, Majestatea sa Margareta a organizat seara dedicată a Republicii Moldova pentru a marca festiv sprijinul pe care Casa Regală și statul îl acordă fraților noștri români de peste Prut. În Europa există 2 state românești. Așa a decis istoria. A fost tragic și este tragic.
unii români, în căutarea unui țap ispășitor, pun în seama regelui Carol al II-lea pierderea teritoriilor, chiar dacă el a înclinat spre rezistența armată. Peste Prut își amintesc de palma jandarmului român, deși este o amintire falsă, indusă, căci glonțul sovietic nu este menționat ca și cum nu ar fi existat. Alții reproșează României că i-a cedat, i-a uitat. De aceea, tot ce trăim astăzi este o luptă pentru minte, suflet și identitate. În Europa au mai existat două state separate, ale aceleiași națiuni, Germania de vest și cea de est, așa zis democratică. Șansa celor două germanii a fost că una dintre ele nu a gustat comunismul și a reușit să fie puternică. Noi, în cele două țări românești, aproape că am uitat sau ignorăm că suntem aceeași națiune. Istoria are totuși propriile ei căi. La 30 de ani distanță, de la momentul când s-ar fi putut realiza reunificarea, cele două state românești se apropie din ce în ce mai mult, iar astăzi politicieni, oameni de cultură, sportivi, elevi, antreprenori de pe ambele maluri ale Prutului se adună în curtea Palatului Elisabeta, unde familia regală organizează seara dedicată Republicii Moldova. V-am oprit pentru că aveți un buchet splendid de flori și nu puteam să nu vă întreb ce cu el. E, să spunem, un mic dar din inima Moldovei pentru majestatea sa. Sigur, legat de acest eveniment, pentru care nu pot decât să felicit. Am venit, să spunem, în mod dedicat pentru această întâlnire. Faptul că Casa Regală a României se implică în procesul de aderare a Republicii Moldova în Comunitatea Europeană și sprijină și promovează și sunt convins că lucrurile nu se vor opri doar la acest eveniment, este un lucru care ne bucură foarte mult și venim și noi să-l susținem în aceeași manieră. Ceea ce se întâmplă astăzi aici este o cărămidă care se pune pentru a clădi acest nou obiectiv de țară, să spunem noi, care este inclusiv reunificarea teritoriilor pe care locuiesc și trăiesc români de milenii. Ca politician, totuși, într-o republică, să aveți niște cuvinte atât de pornite din suflet către familia regală, e un motiv de, cum să spun, de încântare pe de-o parte și de mirare pe de-altă parte. Nu m-a întrebat nimeni în 1990 dacă vrem să continuăm republică sau revenim acolo de unde am fost întorși din drum de către armata bolșevică, deci era un chest de moralitate să fim întrebați noi românii și despre acest drum. Nu s-a întâmplat, bănuiesc că o să se întâmple cândva. Sunt ferm convins că pot respecta tot conținutul Constituției României, indiferent cum sună el, dar ca și cetățean care a mai citit prin istoria românilor, era nevoie și de această întrebare. O să vină timpul și o să fim cu toți atenți la ce răspuns vom da. Am venit la invitația Casei Regale pentru a participa la acest eveniment minunat, dedicat țării noastre, comune, să zicem așa, și vrem să ne simțim aici ca acasă. Copiii sunt așa încântați de faptul că am venit. Ei au avut norocul să cânte astăzi. Avem muzică clasică, muzică de repertoriul național. La deschidere vom interpreta muzica clasică Mozart, Strauss și la încheiere vom interpreta Maria Mirabela, Eugen Doga, a mea fragment din Rapsodia numărul 1 de George Enescu și avem Lia Ciocârlia de Valentin Gruiescu, nu este aceea pe care o cunoașteți dumneavoastră, este compozitor de aici, de la București. Apropo, am avut o colaborare și cu domnia sa și de atunci avem în repertoriu această piesă. El a fost la Chișinău, am
cântat împreună și avem și o melodie de final mai veche, dar destul de reprezentativă pentru momentul în care îl trăim zilele noastre, Copiii Planetei Pământ. Urmăresc cu atenție agenda familiei regale. Știu că familia regală, Majestatea Sa Margareta, Alteța Sa Regală, Principele Radu, se află într-un plin turneu pentru sprijinirea aderării României la spațiul Schengen. Pe de altă parte, știu că un obiectiv principal al acestui turneu este și integrarea europeană a Republicii Moldova și în tristul context geopolitic din nordul țării, haide să spunem, neabandonarea Republicii Moldova, Basarabiei, în vâltoarea istoriei. Familia regală și-a reluat rolul în societate, muncind foarte mult pentru România. Nu văd viitorul României decât împreună cu familia regală. Dar politicul românesc a înțeles asta? Politicul românesc... În ansamblul său. Eu cred că mai important să înțeleagă societatea românească și România au înțeles. Ca de obicei, politicul înțelege spre final, dar eu sunt foarte optimist și cred că în cele din urmă masa critică formată, majoritatea românilor care apreciază și evaluează corect eforturile casei regale și avantajele unei monarhii constituționale, vor determina politicul să ia decizii în consecință. Poetul basarabean Grigore Vieru spunea că diferența dintre suferințele celor două românii a fost că pe partea dreaptă a prutului se putea plânge în limba română. De aceea este un miracol că astăzi, în Republica Moldova, se vorbește în limba țării. Chiar dacă unii politicieni locali, care nu întâmplător vizitează des Moscova, susțin că limba este moldovenească. Eu sunt convins că ce vă spun acum sau ce auziți în acest reportaj nu are nevoie de traducere la Chișinău. Toate, chiar toate acțiunile Casei Regale a României au ca subiect interesul națiunii și continuă linia neabătută a regelui Mihai, care, cât a trăit, a afirmat că Basarabia este o parte a României, chiar dacă juridic, momentan, există ca alt stat. Majestatea sa mi-a dat foarte marea și plăcută misiune, privilegiul de a vă spune tuturor, excelențelor voastre, doamnelor și domnilor, bine ați venit la Palatul Elisabeta pentru cea mai importantă seară pe care Palatul a găzduit-o de 22 de ani încoace. Domnule viceprim-ministru, în Palatul Elisabeta sunteți acasă. La dumneavoastră și acest lucru este valabil pentru toți concetățenii dumneavoastră. Fiindcă în egală măsură coroana este atât de legată identitar de istoria modernă a statului dumneavoastră, tot atât pe cât este identitatea coroanei legată de plaiurile pe care le reprezentați. A vrut Dumnezeu ca după exact un sfert de secol de când președintele României l-a rugat pe regele Mihai să pornească o campanie pentru promovarea României în structurile nord-atlantice și ulterior europene, ca în urmă doar cu câteva luni președintele Republicii Moldova să ceară majestății sale Margareta Custodele Coroanei același fel de sprijin instituțional și frățesc ce se duce departe în destinul nostru comun. Suntem într-unul din cele mai grave momente de securitate pe care continentul și, în orice caz, generația noastră le-a cunoscut vreodată, dar suntem și într-un moment în care Republica Moldova are aspirații pe care coroana, instituția coroanei, le sprijină necondiționat. Suntem profund recunoscători Casei Majestății sale pentru găzduirea acestui eveniment cu mari semnificații,
dar ce atestă legătura durabilă, statornicită, în timp, dintre familia regală a României și Republica Moldova și, nu ultimul rând, pentru tot sprijinul acordat constant promovării aspirațiilor noastre naționale și de integrare europeană. Apreciem înalt devotamentul și angajamentul familiei regale asumat față de Republica Moldova în baza valorilor comune de limbă, cultură, istorie și identitate. Astfel, prin numeroasele proiecte implementate în domeniul importante și strategici pentru țara noastră, coroana regală rămâne aproape de tinerii Republicii Moldova și aspirațiile acestora. Acum vă văd în Anglia la televizor. Un mic album al poetului Dabișa. Cred că se potrivește. Ah, da. Este absolut minunat. Moldova știe mereu să surprindă și să farmece, iar vinul excepțional este una din armele sale. Niciunul din cei prezenți nu avea nevoie de magie, dar un strop de bună dispoziție în plus nu strică. Noi, în primul rând, ne bucurăm că a fost organizat așa un eveniment în curtea Palatului Elisaveta, pentru că noi niciodată nu am fost aici. Suntem bucuroși că călcăm pe pământul unde am călcat regii și reginile României, pentru că suntem fani ai acestui sistem și am venit aici să bucurăm oaspeții cu vinurile noastre. Ne-a invitat ambasada Republicii Moldova din România pentru acest eveniment și am fost onorați și să fim onorați să fim prezenți aici. Sunteți pe piața românească? Da. Unde? Să avem distribuitori în Brăila, Craiova, Cluj, Drobeta, Turnu Severin, Constanța. Vinul unește sau nu unește națiunile? Vinul mereu unește, mai ales când este făcut de același popor. Nu găsești în Europa două țări soră care să aibă o colaborare atât de bună. Am auzit pe amândoi vorbind despre punți, dar toate punțile astea, și acum mă refer la cum percepe publicul din ambele maluri ale Prutului, mă feresc foarte mult de cuvântul ambele țări, cum percepe ideea de punte și care e scopul acestor punți? Scopul acestor punți este să unim economiile noastre ca să avem un spațiu economic integru, integrat, același, unic. Și acest lucru se întâmplă deja. România a devenit primul nostru partener comercial. Noi importăm și exportăm mai mult decât în orice altă țară parteneră. Rusia acum este undeva a șaselea la capitolul piață de export pentru produsele noastre. Și la capitolul import, la fel, nu mai este pe primul loc. Este undeva a treilea. România este pe primul loc. Aș vrea și un comentariu de la ministrul român, pentru că ne aflăm în curtea Palatului Elisabeta și totul este organizat sub egida familiei regale. Ce impresie, ce părere are guvernul României despre implicarea familiei regale în sprijinirea Republicii Moldova? Familia regală are un rol foarte important în statul român. Am recunoscut familia regală, e o istorie pe care o respectăm și pe care o valorizăm corespunzător. Mereu vorbim că avem la temelia relației noastre, la parteneriatul nostru strategic, avem limba, istoria, cultura, identitatea, dar mai avem o legătură, se numește regalitatea. Să nu uităm că regalitatea ne-a unit în 1918. Ne-am unit sub coroana regalității române. Și această unire, această istorie care a durat 22 de ani de viață în comune, în același stat, ne-a dat rădăcini necesare ca să supraviețuim celorlalți 50 de ani aproape de ocupație sovietică.
fără această perioadă scurtă, când s-a consolidat identitatea, cultura, sentimentul că avem aceea istorie comună, credeți-mă, ar fi fost foarte dificil să supraviețuim acelei denaționalizări la care am fost supuși. De ce am în anii 60-70 am revenit la Eminescu, la Alexandrie, la Negruțe, la Ion Creangă? Pentru că însăși puterea sovietică n-a putut să nege acest lucru, această legătură, cultura noastră română. Chiar dacă o numeau moldovenească sau limba moldovenească, dar datorită acestei experiențe pe care o datorăm coroanei române, noi am supraviețuit. Și aceasta este alt element, altă rădăcină care ne urește cu România. Atât pentru astăzi, săptămâna viitoare, alte subiecte regale. La revedere!